Mă bucur să vă salut în cadrul proiectului săptămânal Personaje literare care m-au marcat. În episodul de astăzi vreau să vă fac cunoștință cu romanul Lorelei de Ionel Teodoreanu. Lorelei este de fapt Lucia Novleanu. Această poreclă i-a fost dată de prietena sa Gabriela pentru talentul ei artistic. Fetele bune prietene petreceau frumos timp împreună și creau amintiri de neuitat. În timpul unei călătorii cu trenul, tânăra Lucia Novleanu îi acordă ajutorul unui domn leșinat în tren, fără a avea cunoștință de identitatea acestuia, identitate pe care o relevă mai târziu Gabriela. Bărbatul respectiv era binecunoscutul Cătul Bogdan, scriitor și profesor universitar. Bărbatul se îndrăgostește instantaneu de Lucia Novleanu după incident. O caută și ia legătura cu ea. Din această relație crește o dragoste frumoasă, iar doar la câteva zile merge la tatăl ei și o cere de soție. Aceștia se căsătoresc în curând și pleacă într-o călătorie de un an. Adevărata ispita a soțului începe când revine la ea și primește scrisori emoționante de la oarecare Lorelei și cade pradă. De fapt, aceste scrisori le scria soția sa făcându-i o farsă prin intermediul Gabrielei. La scurt timp, Lorelei moare în accident, iar Catul Bogdan se căsătorește cu Gabriela. Romanul Lorelei este o istorie captivantă. De aceea vă invit să o cunoașteți prin lectură la Biblioteca Onisifor Ghibu.